Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai departe. Vă dau. Nu vă înghesuiți. Asta ia foc marginea. O puțin mai devreme, da. A prins. Un pic deloc acum, te rog.
lumina.
Până ziua
ziua de azi. Oh,
pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului. Pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântul Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Pentru un alt Sfințitul Părintele nostru Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm. Pentru sfântul locașul acesta, orașul acesta, pentru țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. De lor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru izbăvirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ne rugăm. Unde este cineva credincios și iubitor de Dumnezeu să se bucure de acest praznic frumos și luminat, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Unde este cineva slugă înțeleaptă să intre bucurându-se într-o bucuria Domnului său? De s-a osărit cineva postind să-și ia acum răsplata, de a lucra cineva din ceasul întâi să-și primească astăzi plata cea dreaptă,
De a veni cineva după ceasul al treilea mulțumind să prăznuiască, de a ajuns cineva după ceasul al șaselea să nu se îndoiască nici de cum, căci cu nimic nu va fi păgubit, de a întârzia cineva până la ceasul al nouălea să se apropie nici de când îndoindu-se, de a ajuns cineva abia în ceasul al 11-lea să nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind stăpânul primește și pe cel de pe urmă ca și pe cel din tâi. Odihnește pe cel din al 11-lea ceas ca și pe cel ce a lucrat din ceasul întâi. Pe cel de pe urmă miluiește, pe cel din tâi mângâie și aceluia plătește și celuilalt dăruiește. Și faptele le primește și gândul îl ține în seamă și lucrul îl prețuiește și voia o laudă. Pentru aceasta intrați toți într-o bucuria Domnului nostru și cei din tâi și cei de-al doilea luați plata, bogați și săraci împreună bucurați-vă, cei ce v-ați înfrânat și cei leneși cinstiți ziua, cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi, masa este plină, ospățul bogat, vițelul este mult, ospătați-vă toți, nimeni să nu rămână flămând, gustați toți din ospățul credinței, împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății, să nu se plângă nimeni de lipsă că s-a arătat împărăția cea de obște, nimeni să nu se tânguiască pentru păcate că din mormânt iertare a răsărit, nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului, a stins-o pe ea cel ce a fost ținut de ea, prădat a iadul cel ce s-a pogorât în iad, umplutura de amărăciune, fiindcă a gustat din trupul lui. Și aceasta s-a mai înainte, înțelegând-o Isai, a strigat, iadul, zice el, s-a amărât, întâmpinându-te pe tine jos, amărâtul s-a că s-a stricat, s-a amărât că a fost batjocorit, s-a amărât că a fost omorât, s-a amărât că s-a surpat, s-a amărât că a fost legat, a primit un trup și de Dumnezeu a fost lovit, a primit pământ și s-a întâlnit cu cerul, a primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde ți este moarte, boldul, unde ți este iadul, biruința? Înviat a Hristos și tu ai fost nimicit. Sculatul s-a Hristos și a căzut diavolii. Înviat a Hristos și se bucură îngerii. Înviat a Hristos și viața stăpânește. Înviat a Hristos și niciun mort nu mai este în groapă. Că Hristos, sculându-se din morți, începătură celor adormiți s-a făcut, lui se cuvine slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Iubiți credincioși, Hristos a înviat! Ne înălțăm gândul spre Mântuitorul Hristos, cel înviat din morți, aducându-i prin noi de mulțumire acum, în aceste ceasuri de mare bucurie pentru noi. Suntem bucuroși cu toții că ne-am reîntâlnit, unde ne-am obișnuit să ne întâlnim în noaptea de Paște, pentru ca să simțim și să primim ca dar dumnezeiesc al unității de credință a noastră, lumina de la Ierusalim. La ora 2, de pe mormântul sfânt a fost luată sfânta lumină care a apărut în urma rugăciunii Patriarhului de Ierusalim, a fost adusă apoi pe calea aerului și iată-ne acum cu toții privind-o și simțind-o ca pe o candelă care arde asemenea credinței noastre. În acest sens de mulțumire, închinăm și cuvântul pe care îl adresăm de fiecare dată
prin scrisoarea pastorală. Scrisoarea noastră pastorală este intitulată Maica Domnului, Noul Ierusalim și Darul cel Mare al Învierii. Luminează-te, luminează-te, Noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Doamne, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-un învierea celui născut al tău. Cântarea nouă a canonului învierii. Iubiți credincioși, Hristos a înviat! În fiecare an, cel mai minunat și mai tainic moment din viața bisericii noastre este această sfântă noapte de mântuire. Acest slăvit praznic al învierii, în care toate sunt pline de lumină. L-am așteptat și ne-am pregătit pentru acest praznic prin propost, rugăciune și fapte bune, iar odată cu chemarea preotului a venit să luăm lumină cu toții în atmosfera tainică a împărăției cerurilor, am intrat. Prin toate cântările și actele liturgice, prin toate lecturile biblice ale praznicului, noi facem această minunată trecere, acest Paște sau Pesach, împreună cu Hristos, care ne-a spus, a spus ucenicilor, cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paște. A spus Mântuitorul ucenicilor la cina acea de taină. Această cină de taină însă nu s-a încheiat, ci ea continuă veșnic. Și iată-ne și pe noi chemați în această noapte sfântă să sărbătorim împreună cu El trecerea noastră de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Acum la acest praznic al praznicelor și la această sărbătoare a sărbătorilor nu facem o simplă rememorare liturgică, ci nu dorim să repunem în scenă evenimente întâmplate acum 2000 de ani, ci cu adevărat intrăm cu Hristos în lumina învierii Lui. Gustăm prin El din nou băutura cea nouă a dragostei Sfintei Treimi, trecând cu adevărat împreună cu Hristos de la suferințe, necazuri și întristările lumii acesteia la bucuria cea veșnică a împărăției sale. Trecerea noastră spre viața, spre ziua cea neînsărată a împărăției cerurilor, a început în această noapte odată cu citirea mesajului sfânt al Evangheliei, care ne împărtășește bucuria veșnică a învierii Domnului. Cuvântul Sfintei Scripturi ne aduce și pe noi acolo și să ne alăturăm mironosițelor, care la ivirea zorilor, în cea din tâi a zi a săptămânii, au venit la mormântul Mântuitorului ca să-i ungă preacuratul său trup cu miresme, negăsindu-l pe el, un înger ca un fulger de lumină s-a arătat lor și le-a poruncit să nu se teamă, dându-le și vestea plină de nădejde că Iisus cel răstignit, pe care îl căutau, nu se mai află acolo, ci s-a sculat din morți. Pe când se înceau de la mormânt ca să vestească apostolilor și ucenicilor, însuși Iisus cel înviat le-a întâmpinat zicându-le, bucurați-vă! După aceea, arătându-se și apostolilor săi, i-a încredințat și pe ei și prin ei pe noi toți, prin cuvântul cel plin de mângâiere și de nădejde, iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Iubiți credincioși, relatările despre învierea Domnului pe care le fac sfinții evangheliști sunt foarte atent alese pentru ca fiecare detaliu să ne ajute să trăim și noi cu intensitate evenimentele acestea și să ne încredințăm de învierea din morți a Mântuitorului Hristos. În Sfintele Evangheliei nu apare descrisă însă scena pogorârii la iad,
și nici momentul în care preacuratul suflet al stăpânului a eliberat pe cei ținuți acolo nu e menționat, ci autorii inspirați prezintă doar scene și mărturii credibile și martori incontestabili a învierii lui Hristos. Cu tremurul, coborârea îngerului de lumină, ostașii înfricoșați, mironosițele care au alergat la mormânt și le-au întâlnit pe El cel înviat, pe Hristos înviat, apostolii care au venit și ei în grabă să vadă mormântul gol și care apoi l-au întâlnit și ei, toate acestea sunt descrise de o așa manieră încât evenimentele petrecute acum 2000 de ani să fie credibile și de netăgăduit pentru ca să participăm cu toții la ele. Sfinții evangheliști au exclus însă cu bună știință pe cel mai important martor al învierii și anume pe Maica Preacurată, pe Maica Domnului. Ea nu apare menționată să fi fost la mormânt și nici să fi participat la una din întâlnirile Mântuitorului după înviere, pentru că a fost pentru a nu fi pusă la îndoială învierea datorită mărturiei Maicii sale. Tradiția apostolică însă ne spune lămurit că ea niciodată nu a părăsit pe Fiul Său până la slăvita sa înviere și înălțare. Chiar Sinaxarul Duminicii Învierii notează acest fapt afirmând: învierea Domnului așa s-a petrecut, la miezul nopții, pe când străjerii păzeau mormântul, pământul s-a cutremurat și un înger s-a pogorât și a răsturnat piatra de pe mormânt. Ostașii, văzând aceasta, s-au spăimântat și au fugit. Numai după aceea s-a petrecut venirea femeilor la mormânt, sâmbăta după miezul nopții, aproape de revărsatul zorilor. Învierea a cunoscut-o întâi Maica lui Dumnezeu, care, după cum grește Evanghelia de la Matei, ședea la mormânt împreună cu Maria Magdalena. Despre ea nu se aruncă, dar spre a nu se arunca o îndoială asupra ierii din pricina pentru Fiul Său, de aceea zic evangheliștii că Domnul s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena. Sinaxarul Utreniei este o mărturie vie a tradiției patristice, care a văzut în Maica Domnului primul martor al învierii, ca una care a fost plină de credință și de bărbăție și a stat cu multă trezvie lângă mormânt, fără hrană, fără somn, așteptând învierea fiului ei. În vremea pătimirilor Domnului, așa cum îi poruncise dreptul Simeon, prin sufletul său a trecut sabia durerii, însă în mijlocul acestor suferințe nedescrise, Maica Domnului nu a clătinat din credința sa și cu mintea ei curată și luminată de Sfântul Duh a putut înțelege prin experiere taina crucii și a învierii și fără frică a rămas la mormânt pentru a vedea învierea Mântuitorului. Ei au fost încredințate tainele economiei mântuirii și de aceea, stând lângă mormânt, ea a văzut totul, cu tremurul, venirea îngerului, rostogolirea pietrei de pe mormânt, amorțirea străjerilor, iar mai apoi l-a văzut pe însuși Fiul Său, care i s-a arătat și a încredințat-o de învierea Lui, a umplut-o de lumina învierii, făcând din preacurata sa Maică primul și cel mai de preț martor al sculării sale din morți.
În ultima cântare a canonului Învierii o lăudăm și o cântăm pe Maica Domnului cu cuvintele prorocului Isaia, ca fiind chip al bisericii, ca fiind noul Ierusalim și Sionul cel tainic și cel plin de lumină, peste care slava Domnului a răsărit. De aceea, și în cea de-a doua parte a troparului, ne adresăm direct Preacuratei cu aceste cuvinte: iar tu, curată de Dumnezeu născătoare, veselește-te într-un vierea celui născut al tău. Iubiți credincioși, irmosul acesta, care a devenit și axionul prasticului învierii și pe care îl vom cânta până la Rusalii, ne descopere această realitate tainică a vieții noastre. În lumina învierii, Maica Domnului se arată ca noul nostru Ierusalim, ca cetatea noastră de scăpare, ca refugiul, ca limanul cel lin al mântuirii, ca locul unde strălucește de-a pururi lumina învierii, ca Sionul mângăierii și al bucuriei noastre. Maica Domnului devine astfel pentru noi un dar neprețuit al învierii. Ea nu doar ne primește, ne apără și ne ocrotește, dar ne și ajută pe noi să ne umplem de lumina și dragostea Fiului Său, cel răstignit și înviat. Ea ne povățuiește și ne învață cum să-i urmăm ei în toate, cum să stăm cu mintea pururi legată de Dumnezeu, cum să împlinim voia Lui, cum să prăznuim, să păzim poruncile Lui, cum să nu părăsim niciodată acest Ierusalim ceresc, acest tainic Sion, unde strălucește veșnic lumina iubirii Preasfintei Treimi. Noaptea Sfântă a Învierii ne descopere noi nouă tainele mari ale creștinismului. Acum știm și vedem, în bucuria revărsării de lumină, că Dumnezeu ne dă nouă tot ce are El mai de preț, ca un părinte milostiv și prea bun. Semnul acestei negrăite prețuiri este faptul că pe cea care a fost aleasă să-L nască pe Fiul lui Dumnezeu după trup, ne-o face și nouă mamă prin Duhul Sfânt. Ne-o dăruiește ca pe o cetate sfântă, ca pe un zid de apărare, ca pe un tainic și negrăit ajutor în trecerea noastră, în paștele nostru spre Împărăția Cerurilor. Iubiți frați creștini, învierea Domnului dă sens vieții noastre. Maica Domnului nu doar ne învață acest lucru prin exemplu vieții ei, dar ne și ajută să înțelegem și să trăim această tainică realitate, adică fără răstignire, fără omorirea egoismului din noi, fără curățirea de patimi, nu există înviere. În biserică avem tot ceea ce ne trebuie ca să trăim veșnic în lumina învierii, în tainicul Ierusalim, în Sionul desfătării bunătăților cerești. Pentru a putea fi veșnic cu Dumnezeu, trebuie să încetăm de a mai săvârși păcatul. Și atunci, plin de curaj, vom înțelege că toate suferințele și necazurile și încercările lumii acesteia sunt îngăduite de Cel care proniază în chip înțelept viața noastră, pentru a ne întoarce prin pocăința sinceră la El. Această pedagogie dumnezeiască noi nu o înțelegem, pentru că iubim prea mult cele ale lumii și nu pe cele ale Împărăției Cerurilor. De aceea Mântuitorul nostru ne mai dă o ultimă și negrăită șansă de a nu pierde calea, de a ne face pe Maica Sa Preacurată mama noastră, pedagogul nostru, ajutătoarea și nădejdea noastră,
spre ea să alergăm cu umilință și cu căldură, cerând milă și ajutor. Spre ea să ne punem nădejdea, cerând cu tărie că numai dacă ne vom schimba viețile, dacă ne vom opri de a săvârși păcatul, ea ne va ajuta și ne va scăpa de toate necazurile lumii acesteia. Iubiți credincioși, aceasta este ziua cea mare a Învierii Domnului, ziua veșnică pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Vor urma zilele, lunile și anii pe care Dumnezeu în înțelepciunea sa îi va hărăzui și care nu vor trece deloc așa de ușor cum ne-ar plăcea să credem, dacă nu vom ști să îi transformăm într-o nouă șansă, șansa de a-L găsi pe Dumnezeu și de a ne regăsi pe noi înșine în Biserica lui Hristos cel Înviat, Domnul Vieții. Cu rugăciunile de mijlocire către Maica Preacurată pentru noi, vă chemăm pe toți cu părintească dragoste la înviere sufletească, din care să izvorască faptele unei noi vieți de frățietate și solidaritate, prin care să răscumpărăm vremurile grele prin care trecem. Hristos cel Înviat e cu noi toți, nu vă temeți, nu deznădăjduiți. El a biruit lumea și prin El vom birui și noi. Pentru aceasta vă adresăm tuturor îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care să ne însoțească mereu și care zice: privegheați, stați tari în credință, îmbărbătați-vă, întăriți-vă, toate ale voastre în dragoste să se săvârșească, să se facă. 1 Corinteni 16:13. Hristos a înviat! Sărbători fericite într-un mulți și binecuvântați ani! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Nouă ne-a dăruit viață veșnică să ne închinăm învierii Lui cele de-a treia zi. Hristos a înviat! Iubiți credincioși, vă mulțumim în mod special pentru dragostea dumneavoastră față de Hristos și de Biserica Lui și pentru faptul că ați înțeles rânduiala și legile impuse, regulile impuse de această perioadă pe care o parcurgem. Ne bucurăm că am ajuns să ne vedem cu toții aici. Anul trecut ne vedeam doar pe ecran. Acum, pentru ca să vă împărtășiți cu toții din comuniunea aceasta noastră frățească cu pâinea binecuvântată, cu Sfintele Paști, le-am sfințit ieri. Mai simțim și astăzi la liturghie, dar ne ajunge pentru toată lumea. Și aici, vis-a-vis, sub poartă, sunt puse două mese. Se poate merge pe trotuar printr-o parte și prin alta, în rânduială, și să iese pe mijloc, pe stradă. Strada este blocată, oamenii vă vor servi începând de acum și până se gată ultimul credincios. Luați și păstrați și această lumină sfântă. Priviți-o că ea exprimă, de fapt, lumina de care avem nevoie fiecare dintre noi
în candela credinței noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sărbători fericite tuturor. Noi vom continua liturghia în catedrală. O să înviat! Ridicați căpetenii porțile voastre și vă deschideți porțile veșnice și va intra împăratul măririi. Cine este acela împăratul măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie, Domnul puterilor, acela este împăratul măririi. Deschideți căpetenii porțile voastre și vă deschideți porțile veșnice ca să intre împăratul măririi. Cine este acela împăratul măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare războaie, Domnul puterilor, acela este împăratul măririi. Deschideți căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile veșnice ca să intre împăratul măririi. Cine este acela împăratul măririi? Domnul puterilor, acela este împăratul măririi. Hristos,
slătina noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, pe Hristos Dumnezeu să o dă. Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți, venit să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorât din mormântul lui Hristos, întru care ne întâlnim. Hristos a înviat din morți, acum toate s-au umplut de lumină, și cerul și pământul și cele de dedesubt, de să prăznuiască toată făptura învierea lui Hristos, care s-a întărit. Hristos a înviat din morți, ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase. Astăzi mă ridic împreună cu tine, cele ce ai înviat. Răstignit m-am ieri împreună cu tine, însuți împreună mă preamărești, Mântuitorule, într-o împărăția ta. Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorât din mormântul lui Hristos, întru care și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Acum și pururea și în vecii vecii.